O varietate uimitoare de food trucks și standuri au fost pregătite și pentru cei care au vrut preparate tradiționale românești, dar și pentru cei cu opțiuni exotice din bucătăria internațională, ori reinterpretări creative ale mâncărurilor clasice. Nu au lipsit activitățile interactive, concursurile și spectacolele culinare, cu invitați celebri, între care șef Munti, câștigător, șef la cuțite. Anul acesta este puțin mai jos decât așteptările noastre de anul trecut, fiind a doua ediție în Botoșani. Este foarte multă lume, doar că nu reacționează la fel de bine ca anul trecut pe partea de cumpărat produsele vendorilor noștri. Dar ne mulțumim că oamenii se bucură de concertele noastre, de activările pe care le facem. Chiar acum în spate avem un cooking show care se desfășoară cu bucătarul nostru, Monty. Reacționează bine și la concerte și la Kids On, la stand-up de tatuaje, la animatorii pe care am de timp de seară. În cadrul evenimentului culinar au urcat pe scena amplasată în fața Monumentului Răscoalei de la 1907, de lângă Parcul Mihai Eminescu, Ada, Timothy Cross, Mist Cole, Om la Lună, Functionality, Bidaș cu Silvestru Trio și Boschito.